Într-un fel, în seara aceasta avem cel mai dificil punct din doctrinele Harului, ispășirea așa cum este ea poreclită, numită ispășirea limitată. De aceea avem astăzi biserici reformate sau credincioși care se numesc reformați sau calviniști, care își spun lor înșiși că sunt calviniști în 4 puncte, nu în 5, în 4. Anume, cei mai mulți calviniști în 4 puncte, dacă nu toți, refuză să creadă că ispășirea Domnului Iisus Hristos este dată doar pentru aleșii lui Dumnezeu. Și aceasta vrem să aflăm în seara aceasta. Este ispășirea Domnului nostru Iisus Hristos pentru fiecare individ care a trăit, trăiește și va trăi vreodată pe suprafața Pământului? Sau este ispășirea Domnului nostru Iisus Hristos pentru toți aceia care au fost, sunt și vor fi aleșii lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea fundamentală. Aș vrea totuși, pentru început, să vă ajut puțin în introducere să gândiți problema ispășirii diferit. Când cineva spune, a, voi sunteți din aia care credeți în ispășirea limitată, ei presupun că felul în care ei gândesc la ispășire nu este limitat. Însă, dacă noi acum suntem de acord cu toții că sunt persoane în iad, da? Sau sunt persoane despărțite de Dumnezeu, la momentul actual, milioane, zeci de milioane, nu știm noi, cu siguranță suntem toți de acord că ispășirea este limitată într-un anume sens, nu? Dacă ăia sunt în iad, înseamnă că ispășirea Domnului Iisus Hristos nu a efectuat nimic în ei. Deci oricine ai fi pe planeta asta și nu crezi în universalism, adică că vor fi mântuiți toți oamenii în mod universal, inclusiv satana și îngerii, deci dacă nu crezi teoria asta, mulți cred că vor fi mântuiți toți oamenii, și aia care vin la biserică și aia care nu vin și care au crezut în Domnul Iisus și care nu au crezut, inclusiv satana, toți vor fi mântuiți. Ăsta e universalismul. Sunt puțini aceștia. Dar dacă nu ești universalist, va trebui să ajungi la un moment dat în care să recunoști, eu cred într-o ispășire limitată. De ce? Pentru că sunt oameni la ora actuală, repet, în viața cărora ispășirea nu are niciun efect. De ce? Pentru că ei sunt deja în iad. Sau în locuința morților, sau despărțiți de Dumnezeu. Întrebarea nu se pune dacă ispășirea este limitată. Întrebarea care se pune este în ce fel este limitată ispășirea. Și sunt două moduri în care putem gândi lucrurile. Cei care spun că Iisus a murit pentru toți oamenii, zic că ispășirea este limitată în puterea ei. Da? Este limitată în puterea ei. Dom'le, jertfa lui Hristos nu are efect în viața celor care se duc în iad, spune ei, pentru că ei nu au ales sau nu au crezut sau nu l-au primit pe Domnul Iisus. Deci jertfa Domnului Iisus merge până la un anumit punct, nu merge până la capăt. Jertfa Domnului Iisus merge și face mântuirea posibilă. De acolo înainte, credinciosul sau cel care urmează să fie credincios decide, hotărăște la butoane, el hotărăște dacă jertfa este activă sau nu. Ceilalți, adică eu și noi, sper eu, spunem că jertfa este limitată în planul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu așa a intenționat ca jertfa să fie pentru un anume număr de oameni. Iarăși, când vorbim de limitarea ispășirii, mulți oameni se uită, zic, bă, ce doctrină crudă, ce doctrină absurdă să spui că Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos numai pentru cei aleși. În realitate, că tu crezi sau nu crezi asta, tot atâția oameni sunt în iad. Dacă ei cred că jertfa Domnului a fost dată pentru toți oamenii, tot atâția oameni sunt în iad, corect? Că tot atâția au primit-o sau nu au primit-o. Numărul nu se schimbă cu nimica. Tot atâția oameni sunt la momentul acesta în iad, indiferent că tu crezi că este pentru toți sau nu este pentru toți. Da? Deci aceasta este distinția. Toți oamenii cred, în general, creștinii cred eu, într-o ispășire limitată. Unii cred că e limitată în puterea ei. E limitată. Ea nu poate să treacă peste voința omului. Da? Și unii cred că este limitată în planul ei. Adică Dumnezeu așa a gândit din veșnicie, după buna plăcere a voiei sale, să-L dea pe Domnul Iisus Hristos pentru aleșii Lui. Da? A doua observație pe care vreau să o fac nu este că doar că ispășirea este limitată oricum, din perspectiva oricui este limitată, ci a doua observație pe care vreau să o fac este că întrebarea fundamentală este următoarea. Cine face ispășirea Domnului Iisus eficientă? Cu alte cuvinte, cine face ca tu și eu să beneficiem de ispășirea Domnului Iisus? Cine? Și iarăși ne împărțim în două. Unii care spun, eu fac ca ispășirea Domnului Iisus să fie eficientă, dacă eu o primesc, dacă eu vreau, dacă eu, și am auzit la propriu, mie mi s-a părut cele mai aiuritoare 10 minute dintr-o predică de evanghelizare pe care le-am auzit recent.
Oameni care spun în evanghelizare, dă-i voie lui Dumnezeu, permite-i lui Dumnezeu. Semnează tu, Dumnezeu nu poate să facă nimic. Am citit o predică recent a unui american care spunea, da, recunoaștem Dumnezeu a falimentat în planul mântuirii. Da, recunoaștem Domnul Iisus a falimentat în jertfa de pe cruce. Prin faptul că a vrut să-i ispășească și să-i mântuiască pe toți, dar nu a putut. De ce nu a putut? Pentru că omul nu i-a permisul lui Dumnezeu. Pentru că omul suveran nu i-a dat voia lui Dumnezeu. Da? Mie doar limbajul ăsta mi se pare blasfemiator, bajocoritor. Dumnezeu are iertare și pentru păcatul ăsta, dar nu-i hula împotriva Duhului Sfânt. Și repet, întrebarea este cine face ispășirea eficientă? Tu sau Dumnezeu? Cei care spun că jertfa e pentru toți, dar nu toți sunt mântuiți pentru că eu n-am ales, ei spun că ispășirea nu este făcută eficientă de Iisus Hristos la cruce, ci ispășirea este făcută eficientă de mine. Dacă eu vreau sau nu vreau, dacă eu permit sau nu permit. Iar eu cred că ispășirea Domnului Iisus nu este făcută eficientă de mine. Eu cred că ispășirea Domnului Iisus este făcută eficientă de Tatăl, Fiul și de Duhul Sfânt. Că din veșnicie Dumnezeu m-a ales, că Iisus Hristos a murit pentru mine, mi-a procurat o mântuire în chip de săvârșit, mi-a procurat și credința, mi-a procurat și pocăința și Duhul Sfânt mi le dă fără să mă întrebe și să-mi ceară voie. Amin și mă bucur de lucrul ăsta. Amin. Da? Întrebarea asta este, cine limitează, cine face efectivă, eficientă ispăcirea? Cine o aplică la propriu? Vezi? Eu îmi imaginez cum sună corul ăsta de arminieni în cer și nu bajocoresc pe nimeni, să știți. Da, absolut nimeni. Cum sună corul ăsta de arminieni în cer când unii deoparte cântă mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului, da? Și ei cântă mântuirea este a Dumnezeului nostru, dar fiindcă noi am acceptat, că alții nu au acceptat. Degeaba Dumnezeu m-a ales, degeaba Hristos a murit, degeaba Duhul Sfânt m-a cercetat, dacă eu nu răspundeam Duhului Sfânt, dacă eu nu primeam jertfa Domnului Iisus cum alții n-au primit-o, eu nu eram mântuit. Deci mântuirea este a Dumnezeului nostru într-un sens, dar în alt sens mântuirea este a noastră. Adevărul este, știți, adevărul este următor, vor fi o grămadă de arminieni în cer, numai acolo vor fi toți transformați în calviniști, toți vor cânta împreună cu noi, mântuirea este a Dumnezeului nostru, da? Deci nu este niciun fel de ironie, asta este realitatea, asta spune Biblia că se întâmplă în Apocalipsa. A treia obiecție, a treia observație pe care vreau să o fac în introducere și care este de fapt marea obiecție, este următoarea. Cei mai mulți oameni nu gândesc teologic ispășirea, că înseamnă răscumpărare, împăcare, substituție, da? Că înseamnă propițiere, că înseamnă satisfacerea dreptății, absorbirea mâniei lui Dumnezeu, satisfacerea cerințelor legii, oameni, zic, bă, prea multe lucruri ce-au făcut ispășirea Domnului Iisus. Ei când ajung în fața acestui subiect a ispășirii limitate sau particulare pentru cei aleși, îi zic așa, domnule, noi avem o singură obiecție. Nu mă lua pe mine cu tot felul de concepte biblice, că noi nu înțelegem, voi vă ocupați cu treburile astea. Noi avem o singură obiecție. Noi găsim în Sfânta Scriptură pasaje care spun că Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii. Am încheiat discuția. Deci nu mi-ai explicat tu că jertfa oferă eliberare, că oferă împăcare, că oferă răscumpărare. Nu, domnule, nu-mi spune tu mie treaba asta. Mie îmi spune că Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii. Și eu întreb de obicei, mă, dar dacă toți oamenii nu înseamnă fiecare individ? Ai zice, ce? Dumnezeu folosește expresii din astea în Biblie? Ce? Duhul Sfânt nu-i precis? Cum adică să spui toți oamenii și să nu te referi la toți oamenii? Că noi asta credem, eu asta cred, că în Biblie când găsește expresia toți oamenii, nu se referă la fiecare individ de pe planetă. Și zic, de unde ai scos-o pe asta? Nu e adevărat lucrul acesta. Așa că aș vrea să vă dau numai câteva versete în care apare expresia lumea, toți oamenii, fiecare om și dumneavoastră să-mi spuneți dacă înseamnă la propriu fiecare individ de pe planetă. Și dacă vă interesează, vă pot da zeci sau chiar sute de versete din Biblie în care cu expresia toți oamenii, la propriu nu înseamnă toți oamenii. Toată lumea nu înseamnă toată lumea. Dumneavoastră judecați, eu vă citesc. Ioan 3:27. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan, adică Iisus, și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, ascultați, și toți oamenii se duc la el. Vă întreb, se duceau oamenii din Asia, din tot Imperiul Roman, din Grecia, se duceau la Domnul Iisus? E absurd în context, îți dai seama. Fiecare context explică expresia toți oamenii. Ei folosesc o expresie generală. Dom'le, să duc mulți, foarte mulți oameni la el și cu cât să duc mai mulți la el, cu atât vin mai puțin la tine. Popularitatea ta scade și popularitatea lui și succesul lui crește. La asta se refereau oamenii.
E clar că nu se ziceau aborigenii sau indienii de prin America să fie botezați la Domnul Iisus Hristos. Sau Ioan 3:32. El mărturisește Domnul Iisus ce a văzut și a auzit. Ce a auzit? Și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Eu vreau să vă întreb, din ce ați citit dumneavoastră Evanghelia, a primit vreodată cineva mărturia Domnului Iisus? Sigur că au primit oameni mărturia Domnului Iisus. De ce spune aici, nimeni nu primește mărturia lui? În comparație cu mulțimea de oameni care exista în Israel, cei care primeau mărturia Domnului Iisus erau foarte puțini. Știți bine, ca și cum n-ar fi primit nimeni, da? Dar noi știm că au fost o grămadă de oameni care au primit mărturia Domnului Iisus. Ioan 17:14, hai să-l auzim pe Domnul Iisus acum. Cum zic asta, au zis Ioan. Ia uite ce zice Iisus. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Vă întreb, cine îi ura pe ucenici? Grecii? Domnul Iisus nu murise măcar. Zice că lumea i-a urât. Ce iudei, domnule? Ce iudei? Lumea spune aici. Eu cred că îi ura și aborigienii, dacă existau la vremea, îi ura și indienii din America, îi ureau toți, că așa spune Biblia, că lumea i-a urât. Mă, dar stai, dar contextul se referă la iudei. Ce iudei? Dacă Duhul Sfânt spune lumea, eu cred că toată lumea îi ura pe ucenici. Dar nu-i cunoștea toată lumea, mă, decât câțiva oameni. Nu contează, Biblia spune lumea. Deci ajungem la niște absurdități și niște aberații doar pentru simplu fapt că nu avem o regulă banală de interpretare. Uite-te, domnule, la context. Despre ce lume vorbește? Lumea care îi cunoștea, numai aia puteau să-i urască. Numai lumea care îi cunoștea. Da? Și fii sigur că pruncii de 2-3 ani nu îi urau pe ucenici, chiar dacă făceau parte din lumea iudeilor, da? Sau iudeii care nu auziseră de ucenici, nu aveau cum să-i urască. 1 Timotei 2:1, ajunge la un pasaj foarte important. Unii zic, voi tot ocoliți textele astea cu toți oamenii, cu toți oameni. Nu le ocolim, domnule, vă dau o grămadă de texte. Spune așa, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. V-aș lua la rând să vă întreb, care de aici am primit versetul ăsta? Ba l-am primit toți, dacă interpretez corect expresia toți oamenii. Dacă interpretez expresia toți oamenii, fiecare individ de pe planetă, e o cerință. Nu vreau să spun nimic bajocoritor la adresa lui Dumnezeu. E o cerință absurdă. Dumnezeu și-ar bate joc de noi. Ne pune Dumnezeu să ne rugăm pentru 7 miliarde de oameni individual? Păi, așa spune fraților toți oamenii. Niciunul dintre noi de aici nu ne-a rugat pentru toți oamenii. Păcătoșilor ce sunteți voi! Radu, te-ai rugat pentru toți oamenii? Nu te-ai rugat, păcătosule. A? Pentru toți oamenii spune. Nici măcar nu-i cunoaștem pe toți. Nici nu știm exact numărul tuturor. Nici nu avem cum să-i cunoaștem pe toți oamenii. Dar în minte să ne rugăm pentru ei. Ce vreau să spună Biblia? Numai să ne dea un standard în asta. Mă, încercați să vă rugați pentru cât mai mulți oameni. Să luăm cartea de telefoane, dar acum nu mai are sens, da? Cu pagini aurii, să vorbim cu ăștia de la Orange, de la Vodafone, care au numere de telefon, să le cerem numele, să ne putem ruga pentru ei. La ce se referă Biblia, domnule? Biblia se referă, în contextul de vedea imediat, să nu excludem nicio categorie de oameni din rugăciunile noastre. Și el spune, să vă rugați pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii. Dar el începe să enumere mai multe categorii de oameni. El spune, nu excludeți din rugăciunea voastră nicio categorie de oameni, nici pe politicieni, nici măcar pe ăștia care vă persecută, pe ăștia care vă jecmănesc, pe ăștia care vă cer dări. Nici măcar pe ăștia să nu excludeți din rugăciunile voastre. Tradus pentru noi astăzi, nu să te rogi pentru toți oamenii înseamnă să te rogi pentru țigani și pentru maghiari, să te rogi și pentru români, da? Dacă vrei autonomia ținutului secuiesc și ești pocăit, să te rogi pentru politicieni și pentru ăștia care te jecmănesc și pentru ăștia de la ANAF și pentru ăștia de la ITM, dacă ești afaceri, să te rogi pentru toate categoriile de oameni. Asta este înțelesul expresiei în context. Când vine în versetul 6 și spune că s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, trebuie să interpretezi cuvântul toți, la fel cum ai interpretat în versetul 1. Dacă se referă la toate categoriile, atunci jertfa Domnului, spune Pavel în Timotei, este pentru orice categorie de oameni. Nu există nicio categorie de oameni exclusă din jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Dacă ești consecvent. Bun, vă dau un alt pasaj din Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 11, versetul 32. Este unul dintre pasajele frecvent citate, dar iarăși scos din context. Auziți ce spune Scriptura aici. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. La cine se referă toți ăștia? Dacă vă uitați la versetul 25, Pavel începe să explice. Fraților, să nu vă socotez singur înțeles, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin a neamurilor. Face distinție între Israel și neamuri. Și după aceea auzi ce spune. În ce privește ei sunt vrășmași, adică evreii,
Și aceasta spre binele vostru, adică neamurile. Versetul 30. După cum voi, adică neamurile, odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu, și după cum prin neascultarea lor a evreilor ați căpătat îndurare, acum vorbește creștinilor. Vorbește creștinilor. Da? Tot așa ei, evreii, acum n-au ascultat pentru ca prin îndurare arătată vouă neamurilor să capete ei îndurare. Și vine versetul 32, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii, adică și pe evrei și pe neamuri, în neascultare, ca să aibă îndurare de toți, adică mântuiește și dintre evrei și dintre neamuri. Ăsta este contextul. Contextul spune, sunt două categorii de oameni pe planetă. Dumnezeu are îndurare pentru ambele categorii. Vă dau unul mai frumos, un pasaj. 1 Corinteni 7:7. Pavel zice așa: eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Eu vreau să vă întreb. Credeți că apostolul Pavel vrea ca nimeni să nu mai căsătorească niciodată? Niciun om de pe planetă să nu se mai căsătorească? Asta e dorința lui Pavel. Ca nimeni, nicio persoană dintre cei credincioși să nu se mai căsătorească, să nu aibă copii? Este absurd. Este absurd. Da? În context e clar la ce se referă Pavel. Coloseni 1:27. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Deci Pavel avea câțiva oameni, foarte puțini, cu care reușea să evangelizeze și să învețe și să sfătuiască orice om de pe planetă. Fantastic, trebuie să le cerem la ăștia metoda, că am vrea și noi lucrul ăsta. Asta spune Pavel. Sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om. Nu zice am vrea să învățăm. Zice învățăm și sfătuim pe orice om. Ce echipă aveau ăștia, a? Ce echipă aveau ăștia? Că așa s-au ramificat pe toată planeta, că pe fiecare individ de pe suprafața Pământului reușeau să învețe, să evangelizeze și să-i sfătuiască. Nu? Frate, spune orice om. Așa spune Biblia că învăța pe orice om. Nu știu eu cum învăța pe orice om, dar așa spune Biblia că învăța pe orice om. Nu, așa spune mintea ta care interpretează în felul ăsta. În context, orice om se referă la cei care au fost evangelizați și au primit Evanghelia. Pe ăia îi învățau, pe ăia îi sfătuiau, da? Pe ăia cu care aveau contact. Romani 1:8. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Toată lumea știa de biserica din Roma, domnule. Nu exista un individ pe planeta Pământ la vremea în care Pavel scrie cartea Romani care să nu fie auzit de biserica din Roma. Ce, nu credeți lucrul ăsta? Toți știau. Fiecare individ și pruncii de 3 ani auziseră. Toți știau. Da. Dacă interpretezi așa. Scos din context. Fapte 22:15. Căci vei fi martori față de toți, spune domnul Pavel, oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Știți că Pavel a avuns la fiecare individ de pe planetă? Poate să spune Biblia. Domnul Iisus îi spune lui Pavel, vei ajunge să fii martor la toți oamenii. Ați știut că Pavel a evangelizat fiecare individ de pe planetă? N-a știut. Aflați în seara asta. Glumesc acum, sunt ironic, da? Înțelegeți limbajul. Înțelegeți limbajul Scripturii, la ce se referă Sfânta Scriptură. A ajuns Pavel și la evrei, și la neamuri, și la greci, și la tot soiul de oameni, da? A ajuns și la împărați, și la dregători, și la tot felul de oameni, da? A ajuns la tot felul de oameni și a fost martur, dar nu a ajuns la fiecare individ. Și acum, dacă sunt atâtea versete și v-aș putea da zeci de versete, atunci înseamnă că în fiecare context în care vedem ispășirea Domnului Iisus atribuită tuturor oamenilor, trebuie interpretată în felul acesta. Nu fiecare individ în parte, ci tuturor categoriilor de oameni. Întotdeauna când încep să explici lucrurile astea, oamenii mai vin cu un verset în care scrie toți oamenii. Mai vine cu un verset în care scrie toată lumea. Mai vine cu un verset în care scrie lumea și tot așa. Dacă nu înțelegi principiul de interpretare a expresiilor, tot zici, da, dar mai este un verset acolo. Dar ce zici de versetul ăla? Zic exact același lucru de versetul ăla. Exact același lucru, da? Și acum aș vrea, în timpul care ne urmează, vă pune la urmă la dispoziție, dacă doriți, manuscrisul acesta, aș vrea să aduc câteva dovezi pentru a justifica doctrina reformată cu privire la ispășire. Adică că Domnul Iisus a murit doar pentru aleșii lui Dumnezeu. Ispășirea limitată nu înseamnă că sunt 2-3 oameni care sunt mântuiți de pe planetă, așa 1-2-3 de pe aici pe acolo. Nu, ispășirea limitată înseamnă că Dumnezeu a plănuit să mântuiască o mulțime despre care spune Scriptura în Împărăția lui Dumnezeu în ceruri, nu poate număra nimeni. Nimeni nu poate număra, da? Deci nu sunt 2-3 așa ciupiți de pe planetă. Primul argument al meu este funcția lui Iisus de mare preot. Dacă înțelegem din Vechiul Testament care era funcția marelui preot și că Domnul Iisus a fost un mare preot, atunci rezolvăm problema ispășirii. Ascultați-mă. Marele preot avea de făcut două lucruri față de un om care venea la el. Două lucruri făcea. Aducea jertfă pentru omul acela și mai făcea ceva. Ce credeți că făcea? Ce știți că făcea? Aducea jertfă pentru omul acela, el venea cu jertfa, sacrifica și mai făcea ceva. Mijlocea, se ruga pentru el. Asta se făcea în ziua ispășirii. Aducea jertfă de ispășire și se ruga pentru popor.
Acum Domnul Iisus Hristos este împlinirea tuturor ceremoniilor, tuturor tipurilor din Vechiul Testament. Și Domnul Iisus trebuie și El să moară și să mijlocească pentru aceiași oameni. Dar auziți ce spune Domnul Iisus Ioan 17. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, deși are putere peste orice făptură, auziți, să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Nu oricărei făpturi peste care are autoritate, ci doar acelora care i-au fost dat de Tatăl. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul tău. Auziți aici. Marele preot, în rugăciunea de mare preot, cum este numită, zice așa, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Dacă Iisus Hristos a murit pentru toată lumea, adică pentru fiecare individ, înseamnă că Iisus nu-și face toată treaba de mare preot. Moare pentru ei și refuză să se roage pentru ei, să mijlocească pentru ei. El nici măcar nu e un mare preot, măcar că aia din Vechiul Testament. Pentru mine este un gând blasfemiator. Iisus spune, mă rog, pentru aceia pe care mi-ai dat un legământ, acelora care le-am dat viața veșnică, acelora cărora le-am făcut numele tău cunoscut, acelora cărora eu le-am dat protecția ta, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. De asta se roagă pentru ei, pentru că sunt ai Tatălui. Și pentru că i-au fost dat lui. Pentru că i-au fost dați lui. Romani 8:34. Vă dau alt pasaj. Cine îi va osândi? Ce argument avem noi că nu ne poate osândi nimeni, frați și surori? Ce argument avem noi? Argumentul marelui preot. Că el a murit pentru noi și mijlocește pentru noi. Dacă nu înțelegi contextul iudaic, nu știi de ce le pune Pavel împreună. Auzi ce spune. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, el a și înviat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Adică își face toată lucrarea de mare preot. Zice, n-aveți cum să fiți osândiți. Da, Domnul Iisus a murit pentru noi. O și înviat. Nu numai că a înviat, s-a ridicat la dreapta Tatălui. Nu doar că e la dreapta Tatălui, ci ca Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care cunoaște perfect planurile Tatălui și împlinește planurile Tatălui, se roagă pentru noi. Vi-l imaginați pe Iisus Hristos la dreapta Tatălui, rugându-se pentru oameni despre care știe foarte clar că nu se alege de Dumnezeu și despre care știe foarte clar că se vor duce în iad? Tată, te rog să-i mântuiești. Eu știu că nu-i ales, dar te rog să-i mântuiești. Că n-a trebuit să fac treaba de mare preot, să mă rog pentru toți oamenii. Te rog să-i mântuiești. Dar eu nu i-am ales să-i fie mântuiți. Dar eu sunt mare preot și fiindcă am murit pentru ei, trebuie și să mijlocesc pentru ei. Dar sunt 2 miliarde de oameni acum care n-au auzit încă nimica de Hristos. Sute, zeci de milioane de oameni care mor fără să audă nimica despre Hristos. Tată, de ce să mă rog pentru ei dacă noi știm că la ei nu o să ajungă Evanghelia, niciun cuvânt despre mine? Nu contează, mijlocește pentru ei. E absurd. El face o lucrare de mare preot pentru aceea pentru care a murit și tot pentru aceea se roagă. Isaia 53:12, un pasaj din Vechiul Testament. Foarte important. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. S-a dat la moarte și s-a rugat pentru cei vinovați. Acesta este unul dintre argumentele fundamentale ale doctrinei ispășirii. Iisus Hristos, pentru aia pentru care a murit, pentru aceiași oameni și mijlocește. Și sunt aceste pasaje din Sfânta Scriptură. În al doilea rând, un argument pe care l-am amintit deja este ziua ispășirii. Este o imagine splendidă. Vă plictisiți când citiți Leviticul și cărțile, primele cărți ale lui Moise, unde încep să spună ce se făcea la templu sau ce trebuia să facă la cort. Parcă te plictisești. Cum să pună? Dar este o scenă absolut superbă când intră marele preot, când trebuie să ducă sânge pentru ispășirea păcatelor poporului și intră în Sfânta Sfintelor, da, la altar acolo. Marele preot are pe pieptul lui numele copiilor lui Israel, semințiilor lui Israel, care au intrat în legământ cu Dumnezeu. El nu se duce să aducă jertfă pentru filisteni, pentru egipteni, pentru moabiți, ci numai pentru semințiile lui Israel care au fost alese de Dumnezeu și atrase de Dumnezeu și puse de Dumnezeu în legământ. Atât pentru ei. Ziua ispășirii este împlinită în mod definitiv, complet, plenar, în persoana Domnului Iisus, când El a strigat pe cruce, s-a isprăvit. Și în inima Lui și în pieptul Domnului Iisus Hristos au fost toți aceia pe care El i-a inclus în legământul Lui și pentru care se roagă și pentru care întemeiază noul legământ la Euharistie sau la frângerea pâinii. Acesta este paharul, acesta este legământul cel nou care se varsă, da? Este legământul cel nou care se face în sângele meu, dar care se varsă pentru mult spre iertarea păcatelor. Marele preot, în ziua mare a ispășirii, când a murit Domnul Iisus Hristos, a avut pe inimă doar pe aceia care au fost în legământ cu El, nu pe alții.
Și tipul acesta care ne este lăsat în Vechiul Testament este împlinit de plin în persoana Domnului Iisus Hristos. Egiptenii n-au fost în legământ cu Dumnezeu. De ce? Că n-a vrut Dumnezeu, domnule. Moabiții n-au fost în legământ cu Dumnezeu. Filistenii n-au fost în legământ cu Dumnezeu. Nu au fost. Marele preot făcea pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă mă întrebați dacă au fost mântuiți oamenii și dintre filisteni și dintre moabiți și dintre egipteni, vă spun că da, au fost mântuiți prin aceeași jertfă a Domnului Iisus Hristos și prin aceeași lumină a proto-evangheliei, a evangheliei într-o coajă din nuc, așa, care a fost lăsată și în Vechiul Testament, de care ei au auzit. Vedem foarte clar în Sfânta Scriptură că au fost oameni care s-au alipit de poporul Israel, care au intrat în contact cu poporul Israel, care au primit și credința poporului Israel, da? Și au acceptat pe Dumnezeu. Lucrul acesta a fost stabilit clar de Dumnezeu, că i-a lăsat pe evrei să fie lumina neamurilor. Asta a fost funcția lor. Al treilea argument este din natura noului legământ. Majoritatea oamenilor care discută despre ispășirea universală habar n-au ce este noul legământ. Ce înseamnă noul legământ? Ce înseamnă că nu ești în vechiul legământ, ci ești în noul legământ? Care e diferența? V-ați gândit? Care e diferența fundamentală? Că s-a schimbat tăierea împrejur cu botezul și acum ați botezat numai bărbații, ci și fetele? Asta e diferența. Nu, asta e diferența. Dacă citiți Ezechiel 36, 37, dacă citiți Ieremia 32, 34, 33, dacă citiți Evrei, unde se vorbește despre noul legământ, pasajul pe care nu le citesc acum, dar le puteți citi dumneavoastră, Dumnezeu face niște promisiuni extraordinare. Voi scrie legea mea în inimile lor, da? Îi voi face să se teamă de numele meu. Le voi ierta păcatele. Nu mă mai voi întoarce de la ei. Asta este diferența fundamentală dintre Vechiul și Noul Legământ. Că în Noul Legământ Dumnezeu împlinește prin promisiune condiția pe care El ne-o cere ca să fim mântuiți. Care este condiția? Să ne pocăim și să credem. El le împlinește în noi. El ni le dă. Asta e natura Noului Legământ. Asta este natura Noului Legământ. Vă citesc un pasaj superb. Evrei 9:14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel Veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Auziți? Și tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou. De ce tocmai de aceea? Zice, din pricina aceasta avem un nou legământ și Iisus e mijlocitorul noului legământ. Din care pricină? Auziți? Pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abatere făpuite sub legământul din tâi, deci în legământul din tâi credincioșii au făcut și ei păcate. Da? Au făcut și ei păcate, ele au fost acoperite prin sângele acelor animale, n-au fost iertate în mod real, da? În mod real au fost spălate de jertfa Domnului Iisus. Zice, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abatere făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgătuită. Deci avem moartea Domnului Iisus, cei chemați, moartea Domnului Iisus, cei chemați, și cei chemați să capete, spune, veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Chemare și moștenire, chemare și proslăvire. În moartea Domnului Iisus suntem chemați la mântuire și ni se promite și moștenirea, ni se dă tot ce este necesar ca să fim mântuiți. Asta este natura noului legământ. În două versete, unul după altul, unde se vorbește despre noul legământ. Prima dată vorbește despre sângele lui Iisus care s-a dat jertfă fără pată lui Dumnezeu și ne curățește pe noi. Și în versetul următor spune, curățește și pe aia care au fost mântuiți în vechiul legământ. În vechiul legământ ei n-au fost mântuiți prin promisiunile vechiului legământ. Alege astăzi cui vrei să slujești, viața sau moartea. Aia este o distorsionare crasă a noului legământ. Aia nu este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Alege astăzi cui vrei să slujești. Aia nu este. Aia a fost modalitatea prin care Dumnezeu a arătat falimentul omului de a împlini legile lui Dumnezeu. Noul legământ e altceva. Noul legământ este altceva. Te cheamă Dumnezeu și se asigură Dumnezeu că îți dă și moștenirea. Chiar din momentul chemării tale. Asta este natura noului legământ. Matei 26:27. Vezi tot din el, spune Domnul Iisus, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Domnule, le este iertate păcatele ăștia sau nu? Dacă tu spui, dacă ei aleg, spui o mare prostie și nește, spune Domnul Iisus. Asta nu-i noul legământ. Casa le s-a cerut în vechiul legământ și ei n-au împlinit. Dacă ei au ales și nu au ales. Cei mai mulți dintre ei nu au ales. În al patrulea rând, nu doar natura noului legământ, ci legământul veșnic dintre Tatăl și Fiul. Am mai citit pasajul din Ioan 17, vă citesc alt pasaj acum. Fiți atenți la limbaj. Este un legământ veșnic făcut între Tatăl și Fiul. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Eu îmi dau viața pentru oile mele și ne interesează cine sunt oile lui. Nu toți oamenii oilele lui.
Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca să o iau iarăși. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Și ascultați! Tatăl meu care mi le-a dat, cui ni le-a dat? Păi am fost aleși în El, spune Efeseni. Am fost aleși în El, am fost puși în El, am fost dăruiți lui Hristos. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. El pune legământul veșnic dintre Tatăl și Fiul. I-a dat niște oi, i-a dat o turmă pe care să o mântuiască. Pune în același pașaz legământul veșnic cu moartea Domnului Iisus. El a murit pentru aia pe care Tatăl i-a dat. Pentru aia pe care Tatăl i-a dat prin legământ. Aici nu este un legământ dintre om și Dumnezeu. Este un legământ dintre Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl. Un legământ infailibil care nu poate greși. La ce anomalii, aberații și erezii putem ajunge să spunem că Dumnezeu i-a dat pe unii, Iisus a murit pentru alții, Dumnezeu i-a dat câțiva, Iisus a murit pentru toți, sau nu numai pentru ea care i-a dat, ci a murit și pentru nu știu câți. Da? În al cincilea rând, avem Roman capitolul 15, unde Iisus este reprezentantul noii umanități în moartea sa. Acum avem probleme iară cu voința liberă. Zic ăștia, domnule, da, eu trebuie să aleg. Eu zic că tu trebuie să alegi, dar Dumnezeu îți dă și alegerea. Însă argumentul din Romani capitolul 5 este următorul. El zice așa: după cum Adam, fără să ne ceară nouă voie, ne-a plonjat pe toți în păcat, în moarte și sub condamnare, în același fel Domnul Iisus Hristos, fără să ne ceară voie și să ne întrebe, ne-a dat mântuirea, viața veșnică și neprihănirea. În același mod, da? Adam este reprezentantul, capul natural și federal al tuturor acelora care împărtășesc păcatul lui și condamnarea lui. Iisus este capul federal, da? Este reprezentantul spiritual a tuturor acelora care împărtășesc viața spirituală pe care l-au procurat-o, da? Nu se încurcă cele două categorii de oameni. Nu se încurcă. Și auzi ce spune Ioan, Romani capitolul 5, versetul 15. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, care cei mulți? Cei ai lui Adam. Apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Dom'le, s-a dat din belșug harul celor mulți sau nu s-a dat? Aici spune că s-a dat. Nu zice că numai li s-a oferit, li s-a dat, Domnule. Îi iau harul. Deci se face comparație între doi oameni, da? Adam și al doilea Adam, Adam și Hristos, și cele două popoare pe care ei le reprezintă. Uitați-vă, de exemplu, versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Cei ce primesc sunt aceia mulți cărora li s-a dat din belșug harul, da? Zice versetul 15. Și repetă exact același tipar, punându-i în comparație Adam și Hristos, cei al lui Adam, cei al lui Hristos. 18, de exemplu. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit osânda care a lovit pe toți oamenii, care toți oamenii? Toți oamenii care vin din Adam. Tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii. Care toți oamenii? Păi dacă înțelegi paralela, pentru toți oamenii, al lui Hristos a venit o hotărâre de iertare pentru toți oamenii, o hotărâre de neprihănire care dă viața. Eu, oamenii zic așa, uite, zice aici că le dă tuturor oamenilor sau la toți oamenii o hotărâre de iertare, dar apoi pune completare, spune o hotărâre de neprihănire care dă viața. Au toți oamenii viața? Dacă ești consecvent, aici spune că le dă nu doar iertarea, ci le dă neprihănirea și viața. Le dă neprihănirea și viața în mod real. Nu le propune, nu numai le oferă, nu numai invită. Zice, le dă. Le-a dat-o sau nu le-a dat? Le-a dat-o sau nu le-a dat? Asta e întrebarea. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, auziți, tot așa prin neascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Nu știu dacă vor ei, dacă primesc. Toți care sunt al lui Hristos, pe care Hristos îi reprezintă din veșnicie, vor fi făcuți neprihăniți. Li se va da din belșug, zice harul. Da? Li s-a dat o hotărâre de iertare. Li s-a dat o hotărâre de neprihănire care dă viața. Așa se argument. Iisus declară în mai multe pasaje din Sfânta Scriptură, din Evanghelie, că a venit să facă o lucrare perfectă. Auziți, Luca 19:9. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit, auziți de ce a venit Domnul Iisus? A venit Domnul Iisus să facă, zic ei, mântuirea posibilă. Deci ne face mântuirea posibilă și ți-o dă pe tavă. Sora, vrei mântuirea? Frate, vrei mântuirea? Eu am făcut-o posibilă. Uite, e posibil aici. Tu vină și ia-o.
Cam așa văd unii mântuirea. Ce zice Domnul Iisus despre scopul venirii lui? Unii așa, zic, Domnul Iisus a venit să facă mântuirea accesibilă, posibilă. Da? Asta spune Domnul Iisus? Ia uite ce zice Domnul Iisus. Pentru că Fiul omului a venit să-i caute, nu zice numai să le ofere, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Întrebarea este, a împlinit Domnul Iisus scopul pentru care a venit? Orice arminian consecvent va spune nu. Pentru că toți oamenii sunt pierduți, fiecare individ, dar Iisus i-a căutat și fiindcă ei n-au vrut, nu i-a mântuit. Dar ai mai multe probleme aici. Unul, că Domnul spune foarte clar că de asta a venit. Dar gândiți-vă cât de absurd. Domnul Iisus vine pe pământ să caute și să mântuiască ce l-a pierdut. El știe. Miliarde de oameni nu vor auzi niciodată de el. De el se duce să-i caute. Asta e consecvent. Deci el știe, Domnul Iisus știe că ei nu vor auzi niciodată de el. O grămadă de oameni. Dar se duce să-i caute și să-i mântuiască. Nici măcar ei n-au de Evanghelie, n-au de numele lui Hristos, dar Iisus îi caută și îi câștige pentru el și să-i mântuiască. Este absurd. Este absurd. Nu. Domnul Iisus Hristos a venit și să caute și să mântuiască ce era pierdut din aceea pe care Tatăl i-a dat lui și asta a și făcut și va face până la sfârșitul istoriei acestei omeniri. În al șaptelea rând, lucrarea păstorului este infailibilă. Lucrarea păstorului este infailibilă. Domnul Iisus este păstorul nostru. Știți că în Ioan, capitolul 10, se face o diferență între păstorii răi, plătiți, cărora nu le pasă de oi, și păstorul cel bun. Păstorul care ce face? Își dă? Moare pentru oi. Iar avem păstorul care moare pentru oi. Și auziți ce spune despre păstorul ăsta? Ce lucrare are păstorul pentru oile lui? Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi dau viața pentru oi. Ăsta e primul lucru. De ce e bun? Că moare pentru ele. De ce e bun? Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Deci el se asigură ca să existe o cunoaștere reciprocă. 2. Moare pentru ele, are o relație de cunoaștere reciprocă. 3. Așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Repetă că moare pentru ele. Da? Mai am și eu alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Trebuie. Își aduce Iisus oile în staul. Auziți, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Auziți ce păstor? Păstorul care are oi împrăștiate și face o lucrare infailibilă în dreptul lor. Moare pentru ele, zice, trebuie să le aduc, nu numai că trebuie să le aduc. Eu chiar o să le aduc. Ele cunosc glasul meu, o să audă glasul meu, o să asculte glasul meu și o să fie auzit ce spune. Va fi o turmă și un păstor. Noi spunem, nu chiar, că sunt o grămadă de oi care nu vor să vină. Nu chiar va fi o turmă și un păstor, va fi o turmă ciuntită, că vin lupii și mai mănâncă din oi și mai sunt oi care pleacă afară din staul. Doamne, nu-i chiar așa promisiunea ta de aici? Ar trebui să aibă câteva note de subsol. Ce-ar mai edita unii Biblia cu niște note de subsol? Nu să scoată, să completeze puțin. Niște oi trebuie să le aduc, în paranteză, dacă ele vor. Ele vor asculta de glasul meu în funcție cum le apucă pe ele atunci, pe una sau pe alta. Auziți, oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, ele vin după mine. Ce clar e pentru Domnul Iisus lucrul ăsta. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Da? Asta este lucrarea păstorului. Este infailibilă. Este infailibilă. Auziți, Ioan 18:8. V-am spus că eu sunt când vin să-L prindă pe Iisus. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, adică pe ucenici. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe nici unul pe care mi-ai dat. Nu știm noi, frați și surori, că sunt atâția pe care i-a pierdut Domnul. De ce? Fiindcă ei nu s-au ținut în mâna Domnului. Fiindcă nu s-au simțit, ținut strânși de brațul Domnului. Fiindcă n-au fost sinceri. Fiindcă nu s-au luptat. S-au pierdut. Domnul zice că a făcut o promisiune. Nu pierde pe niciunul din aia pe care i-a dat Tatăl. Dar noi totuși avem și aici o notă de subsol și să-L anunțăm pe Domnul Iisus că de 2000 de ani încoace s-au pierdut o grămadă din aia care au fost dat de Tatăl. Nu. Nu s-au pierdut niciunul. 1 Petru 2:24. Aceeași lucrare infailibilă, fără greșeală, perfectă a păstorului. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletele voastre. Al optulea argument. Hristos a murit, aici e interesant argumentul acesta, Hristos a murit împreună cu ai lui. Și ce s-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte imaginea aceea a corăbiei lui Noe,
corabia lui Noe care reprezintă pe Domnul Iisus și în care au fost intrați credincioșii, toți au fost botezați sub mânia lui Dumnezeu. Numai Hristos, corabia direct, și toți cei dinăuntru indirect, pentru că au fost protejați de corabie. Scriptura folosește aceeași imagine în Noul Testament, când veți găsi foarte des vorbindu-se despre noi credincioșii în relație cu Domnul Iisus în felul următor. Noi am murit împreună cu El, am înviat împreună cu El, cu El, împreună cu El, cu El, împreună cu El. Zeci de pasaje care vorbesc în felul acesta. Ia auziți. Scriptura spune lucrul acesta, că la crucea Domnului Iisus, ceea ce Hristos a făcut, a făcut în mod real pentru toți. Ia auziți. 2 Corinteni 5 cu 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Persoana întâia, plural. Nu știu eu mult limba română și gramatică și așa mai departe, dar asta înțeleg și eu. Ne strânge. Pe cine? Pe noi. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, despre cine vorbește, Domnule? Despre ăștia noi. Citește contextul. Îți trebuie o singură propoziție înainte ca să vezi despre cine vorbește. Ia auzi. Toți de ce au murit? Noi știm că nu toți au murit împreună cu Hristos. Deci pasajul este absurd dacă îl interpretezi că se referi la fiecare individ de pe planetă. Au murit toți împreună cu Hristos? Sunt toți morți față de păcat, nici vorbă. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Au murit toți împreună cu Hristos față de păcat? Nu. Au înviat toți împreună cu Hristos la o viață nouă? Nu! Romani 6. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Ce înseamnă botezul ăsta? Noi deci prin botezul moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dar sunt pasaje paralele. Mort împreună cu Hristos față de păcat, înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare ca Lui. Și iarăși avem notele de subsol. Sunt unii care nu vor fi. Sunt unii care nu vor fi. Nu! Când Domnul Iisus a murit, Domnul Iisus a murit în relație cu noi. Când Domnul Iisus a murit, Domnul Iisus a murit în locul nostru. A murit ca reprezentant al nostru. A murit împreună cu noi. Am fost uniți cu Domnul Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu atunci când El a murit la crucea de la Golgota. Al nouălea argument. Lucrarea mântuirii este perfectă. În ce sens? Romani 8:28. Ia auziți. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, ea și hotărâ mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Deci avem ea cunoscut, da? Ea hotărât. Pe aceea pe care a hotărât, ea și chemat, a treilea pas, ea cunoscut, ea hotărât, ea chemat, te cheamă Dumnezeu la mântuire prin lucrarea Duhului Sfânt. Pe aceea pe care a chemat, ea și socotit neprihăniți, ne îndreptățește, ne dă neprihănirea lui Hristos. Iar pe aceea pe care a socotit neprihăniți, i-a proslăvit. Iarăși vin notele de subsol, că noi știm că sunt unii socotiți neprihăniți, dar nu sunt proslăviți, că între timp se pierd. Cad din căruță și cad merele din coș. Sar ele de acolo. Deci sunt, conform cu acest pasaj, spune pe ăia care a chemat, pe ăia i-a socotit neprihăniți. Pe aceea pe care a socotit neprihăniți, pe aceea i-a și proslăvit. Este o lucrare completă, infailibilă. Dar unde e moartea Domnului Iisus aici? În versetul 31. De ce vă zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Ce vă zice când auzi așa ceva? Eu zic că ar trebui să zici aleluia, slavă Domnului, mântuirea este perfectă, completă, Hristos ne mântuie în chip desăvârșit. Aleluia, asta ar trebui să spunem. Tatăl ne-a hotărât mai dinainte, Duhul Sfânt ne-a chemat prin lucrarea Lui secretă, irezistibilă, puternică, lăuntrică, iar Fiul a murit pentru noi. Asta ar trebui să spunem. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și zic, voința noastră poate să fie împotriva noastră. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El? Toate lucrurile. Dacă Dumnezeu ți l-a dat pe Hristos, ce lucru mare ar fi pentru Dumnezeu să-ți dea și credința ca să-L primești pe Domnul Iisus? Nu crezi? Dumnezeu putea să dea tot cerul, toate bogățiile care pot fi imaginate în universul ăsta. Și nu se comparau, nu se comparau, este o blasfemie să le pui lângă persoana Domnului Iisus în ce privește valoarea lor. Este o blasfemie. Tot ce vă puteți imagina că există un univers pus lângă persoana Domnului Iisus Hristos, pălește-i, praf și pulbere. Și Dumnezeu ne-a dat tot ce a avut mai scump să ne dea pe sine însuși în persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă ne-a dat totul, ce ar fi ca Dumnezeu să ne fi dat un atât de mic lucru? Voința
de a-L primi pe El. Să ne dea această dorință de a-L accepta pe El. Să ne dea credința. Și Biblia ne spune că El ne-a dat și credința. Și că ne-a dat toate lucrurile ca să mergem până la capăt. Cine va ridica până împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Auziți? Vedeți? Ascultați termenii. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. În versetul următor știți cum îi numește? Nimeni nu numește noi toți, îi numește aleșii lui Dumnezeu. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihănit. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult El a și înviat, sunt la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Negazul sau strâmturarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem noi dați morții toată ziua. Suntem noi socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a pe noi iubit. Ne-a iubit, a murit pentru noi, ne-a ales, ne-a socotit neprihănit, ne-a chemat, ne-a dat cel mai scump, nu l-a cruțat pe Fiul Său, ne va da toate lucrurile. Nu ne va despărți nimeni de dragostea lui Dumnezeu. O mântuire completă. O mântuire completă, de la cap la coadă, ne este promisă. Al 10-lea argument. Dragostea lui Dumnezeu și jertfa lui Hristos sunt un argument că ispășirea este pentru cei aleși. Vreau să vă dau un singur verset, Ioan 3:16, da? Dragostea lui Dumnezeu și jertfa lui Hristos. Ioan 3:16, da? Citim de la 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și auziți? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, avem dragostea lui Dumnezeu. 2. Că a dat pe singurul său fiu, avem moartea Domnului Iisus Hristos. 3. De ce a făcut lucrul ăsta? Pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încă l-a dat pe Fiul Lui, ca doar cei care cred să aibă viața veșnică. Scopul pentru care Domnul Iisus a murit a fost ca viața veșnică să fie dată tuturor acelor care cred. Credința este un dar. El a murit pentru toți cei care cred, ca ei să aibă viața veșnică și nimeni altcineva. Asta spune Ioan 3:16, nimic mai mult, nimic mai puțin. Dragostea lui Dumnezeu pentru lume și jertfa Domnului Iisus Hristos pentru cei care cred sunt un argument că Domnul Iisus a murit pentru cei aleși. Harul lui Dumnezeu este un alt argument pentru noi. Avem o expresie absolut superbă în Evrei, capitolul 2, cu versetul 10, versetul 9 începând. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o și auziți. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu, am văzut mai înainte, dragostea lui Dumnezeu este un argument că El a murit, Hristos pentru cei aleși, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Acum întrebarea e, cine sunt ăștia toți? Vedeți în versetul următor. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, pe cine Domnul duce la slavă? Pe mulți fii. Deci ăștia toți din versetul precedent îs mulți fii la slavă în versetul 10. Să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Versetul 11. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Cine sunt ăștia mulți fii la slavă? Cei ce sunt sfințiți. Versetul următor. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Auziți cum îi numește? Mulți fii la slavă, cei ce sunt sfințiți, frați. Voi festi numele tău fraților mei, îl voi cânta, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Cine e adunarea? Toți oamenii pe planetă, nu? Nu? Versetul 13. Îmi voi pune încrederea și în alt loc. Iată-mă, eu și copiii, din nou limbajul legământului, pe care mi-a dat Dumnezeu. Auziți cum îi numește? Prima dată îi numește toți, după aia zice mulți fii la slavă, cei ce sunt sfințiți, frații mei, adunarea, copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, versetul 14. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa El însuși a fost deopotrivă părtași la ele. Adică Iisus a întrupat pentru că copiii pe care i-a dat Dumnezeu erau în trup. Nu pentru că toți oamenii aveau trup, ci pentru că noi, aleșii lui Dumnezeu, suntem în trup, El a venit pentru noi în trup, nu pentru toți. Pentru că copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa El însuși a fost deopotrivă părtași la ele. Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. Da? Versetul 16. Căci negreșit nu în avutorul îngerilor vine El, ci în avutorul seminței lui Avram. Cine este fiul lui Avram? Cine este sămânța lui Avram? Cei care cred. Ăla este
fiul lui Avram, cel care crede, când îi zice lui Zacheu, și el este un fiu al lui Avram. I-a spus asta după ce a crezut și a intrat, zice, mântuirea în casa aceasta. El asta a făcut pentru sămânța lui Avram, zice. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Da? Versetul 7. A trebuit să se asemene fraților săi în toate lucruri ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Versetul 9 spune pentru toți și tot pasajul după aceea arată că toți ăștia, cei care sfințiți, care se duc la slavă, care se dați de tatăl fiului, da? Care sunt sămânța lui Avram, care sunt frații lui, care sunt adunarea, sub nicio formă nu vorbește despre toți oamenii. Al 12-lea argument, și să știți că ne apropiem de final, dragostea și moartea lui Hristos pentru biserică. Pentru mine este un pasaj extraordinar acesta. Biblia spune așa, bărbaților iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica? Întrebarea este, cum a iubit și Hristos biserica? Și ei zic că a murit, Hristos a iubit biserica pentru că s-a dat pe sine pentru ea. Versetul 28 spune, tot așa trebuie să iubească bărbații și bărbații pe nevestele lor ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, nu neveste, le se iubește pe sine însuși, da? Acum ascultați-mă. Există un mod general în care Dumnezeu iubește toată lumea, da? Când Dumnezeu face bine unui om, din orice punct de vedere, înseamnă că Dumnezeu îl iubește. Este o dragoste generală. O dispoziție. În teologia reformată se discută despre dispoziția lui Dumnezeu de a face bine întregii umanități. Dă ploaie și peste cei buni și peste cei rei. O dragoste generală. Însă există o dragoste specifică a Domnului Iisus pentru biserica lui, arătată în faptul că a murit pentru ea. Auziți. După ce a curățit-o, ca să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zburcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. A făcut totul pentru ea. S-a dat pentru ea, a iubit-o, a sfințit-o, a slăvit-o. A făcut totul pentru ea. Este o dragoste specifică. Și spune, tot așa să-mi iubesc și eu nevasta. De ce? Că asta este o dragoste unică, specială, exclusivă. Eu nu-mi iubesc vecina cum îmi iubesc nevasta. Îmi iubesc vecina că aș vrea o mântuită și cam atâta. Mă înțelegeți? Și când doresc binele în lume. Dar există un mod specific, cum fiecare bărbat normal și care a înțeles porunca Scripturii, un mod specific, unic, în care ne iubim nevestele. Dumnezeu nu ne-a cerut să ne dăm viața pentru nevestele prietenilor noștri sau pentru nevestele vecinilor noștri, ci pentru nevestele noastre. Dacă Iisus a murit pentru mireasa aceasta și mai avea ceva pe lângă, nouă ne ridică câteva semne serioase de întrebare. Dar Domnul Iisus a iubit-o și a murit pentru ea. Al 13-lea argument. Haideți să ne gândim la câteva concepte biblice. Poate nu le țineți minte, deși ele sunt ușor de ținut minte. Ispășirea. Ce înseamnă ispășirea? Ispășirea înseamnă că la fel cum mânia lui Dumnezeu era potolită când se ducea marele preot cu sânge la altar, la fel Domnul Iisus Hristos la Golgota s-a isprăvit, a absorbit mânia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă cineva se duce în iad, înseamnă că mânia lui Dumnezeu nu a fost absorbită de peste el, nu? Ce se întâmplă cu un om în iad? Suferă ce? Un om în iad suferă mânia lui Dumnezeu. Asta face un om în iad. Întrebarea mea este, pentru ăla din iad a murit Domnul Iisus? El zice că da. Eu spun că nu, pentru că dacă a ispășit, înseamnă că mânia lui Dumnezeu nu mai este peste el. Simplu. Al doilea concept, răscumpărare. Răscumpărarea înseamnă că te duceai, de exemplu, dacă fratele tău era rob în poporul Israel și îl cumpăra cineva, el să vindea împreună cu familia lui, cum mai putea să plătească, venea un răscumpărător din familia apropiată și plătea pentru el sau pentru ogorul lui, ca să rămână în familie, da? Și îl cumpăra. Îl ia cineva pe fratele Cristi, îl duce rob și eu zic, mă, eu sunt prieten cu el, vin și plătesc pentru el. Sau sunt fratele lui și plătesc pentru el. Eu plătesc pentru el, îi dau cătușele de pe el, să iau de la gât ce are el, îi liber, dar de fapt el nu e liber. De ce? Că nu a ales să fie liber. Nu, Doamne, când am plătit prețul, el liberează. Scurpe doi. Răscumpărarea, conceptul răscumpărării în tot Vechiul Testament era o scumpărare care ducea la eliberare. Nu o răscumpărare în asta ipotetică. O răscumpărare potențială. Doamne, îi răscumpără. Dar răscumpărarea undeva în aer, noi trebuie să o accesăm. Nu, răscumpărarea era o eliberare reală. Reală. Și Biblia folosește termenii aceștia pretutindeni. El s-a dat jertfă pentru păcatele noastre ca să fim răscumpărați. Sau să luăm alt concept. Împăcarea sau reconcilierea.
Iisus a murit ca să fim împăcați cu Dumnezeu. Vă întreb pe dumneavoastră, sunt toți oameni împăcați cu Dumnezeu? Păi cum nu, că zice Biblia că a murit ca să fim împăcați cu Dumnezeu. Vă întreb, la momentul, gândiți-vă asta, la momentul morții Domnului Iisus erau oameni care nu erau împăcați cu Dumnezeu? Care muriseră deja neîmpăcați cu Dumnezeu? Care erau despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu? Erau oameni pe care Domnul Iisus îi știa chiar în momentul acela că niciodată nu vor auzi de El și nu vor fi niciodată împăcați cu Dumnezeu? Da, conform celor care cred că Iisus a murit pentru toți, conform lor, Iisus a încercat să-i împace cu Dumnezeu atunci. Deci nu exista, El știa că nu există nicio șansă pentru lucrul acesta. Și Dumnezeu nu va pune metode la dispoziție că îi se audă măcar că există o asemenea împăcare. Acum, dacă ei zic, nu, împăcarea s-a adus pentru toți. Dom'le, ce împăcare aia dacă tu nu ești împăcat? Deci zice, Iisus a adus împăcarea, dar noi nu suntem împăcați. Nu, dom'le, împăcarea este o împăcare reală. El a făcut împăcare la cruce. Mai devreme sau mai târziu, toți pe cei aceia pentru care El a cumpărat împăcarea, toți aceia vor fi împăcați. Sau substituția. Conceptul substituției, înlocuirii, ispășirea substitutivă. Iisus stă în locul meu. Ceea ce spune ispășirea universală este că ce a plătit Iisus pentru tine, vei plăti și tu o veșnicie întreagă dacă nu crezi în El. Deci El a stat degeaba în locul tău. De fapt, nu prea a stat în locul tău. Dacă El a stat în locul tău, Domnule, îți dă drumul după aia ție. Nu mai ești vinovat. La propriu, nu mai există nicio vină pentru care să te pedepsească. Nu are nicio logică că ai primit sau nu ai primit. Primirea este făcută ca ispășirea să aibă un efect în viața mea. Față de Dumnezeu, răscumpărarea, reconcilierea, substituția este ceva real. Este ceva real. Și multe alte concepte din Sfânta Scriptură. Dar un argument foarte important pe care îl cunoașteți penultimul din Efeseni. Știți că Efeseni, capitolul 1, se împarte în trei mari părți. Vorbește despre faptul că Tatăl ne-a ales, după aia vorbește despre Fiul, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, și după aia vorbește despre Duhul Sfânt, care este arvuna noastră, care ne-a pecetului. Da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este o lucrare perfectă a Sfintei Treimi. Acum, cred că v-am solicitat puțin neuroni în seara asta, dar hai să ne gândim puțin la câteva aspecte. Suntem la final. Imaginați-vă, dacă Iisus a murit pentru toți, imaginați-vă că Tatăl vrea mântuirea tuturor, că așa spune, zic ei, Biblia, Dumnezeu voiește ca toți să fie mântuiți, vrea să-i mântuiască pe toți, dar îi alege numai pe unii. De ce îi alege numai pe unii? Că zic ei, știe că numai unii o să-l aleagă pe el. Deci zice Dumnezeu, vreau să vă mântuiesc pe toți, dar știu că numai unii mă alegeți, așa că vă aleg numai pe unii. Vreau pe toți, dar numai vă aleg numai pe unii. Deci Dumnezeu e într-un fel de contradicție veșnică, eternă cu sine însuși. Vrea pe toți, dar alege numai pe unii. Din veșnicia asta, da? 2. Tatăl vrea mântuirea tuturor, dar falimentează în intențiile și planurile sale. Dacă crezi în ispășirea universală, Dumnezeu a falimentat în ceea ce și-a propus din veșnicie. N-ai la altă concluzie la care să ajungi. N-ai cum! Dacă El vrea pe fiecare în parte să-i mântuiască din veșnicie și a plănuit asta, El a falimentat, Domnule, că sunt oameni în iad la ora actuală. N-ai la ce altă concluzie să ajungi. Eu spun nu, că pe aia pe care vrea să-i mântuiască, îi mântuiește. Și nu falimentează nimic în Dumnezeu. 3. Înseamnă că Fiul moare pentru toți, dar falimentează în a mântui, deși Tatăl dorea acest lucru și și-a propus asta. Deci Tatăl vrea să-i mântuiască, Fiul moare pentru toți, dar nici Fiul nu reușește. Nici Tatăl din veșnicie nu reușește ce și-a propus. Nici Fiul nu reușește să facă voia Tatălui, planul Tatălui. El a venit să facă voia Tatălui, dar nu poate. De ce? Fiindcă noi nu-i dăm voie și nu-i permitem, da? 4. Fiul nu realizează dorința Tatălui care este pentru toți oamenii. El încearcă să o realizeze, dar nu poate. Da? Deci Fiul nu doar că nu împlinește planul, El nu realizează dorința Tatălui. 5. Fiul moare și pentru alți oameni decât cei aleți și preștiuți de Tatăl. Deci imaginați-vă, Dumnezeu știe că numai unii oameni vor crede, da? Dumnezeu știe că numai unii vor crede. Dar trimite pe Iisus să moară și pentru aceia care nu vor crede și pentru toți aceia care nu vor auzi niciodată, ca măcar să aibă posibilitatea să creadă, și pentru toți aceia care au trăit înainte și n-au auzit niciodată nimica și n-aveau nicio posibilitate să creadă, da? Deci Iisus, imaginați-vă, se duce la cruce, stă Domnul Iisus pe cruce, înainte să moară și să spună s-a isprăvit, Iisus știe. Sunt deja, nu știu noi cât, 2 miliarde de oameni în iad. Eu mor pentru ei ca să ei să fie mântuiți. Asta trebuie să fie ispășirea universală consecventă. El încearcă să-i mântuiască pe ea, deși știe că nu poate să-i mântuiască. Că ei sunt deja în iad. Că ei sunt deja acolo. Oameni care poate n-au auzit, mulți dintre ei, niciodată de el. Tatăl a știut că ei nu vor crede pentru că nu au cum să creadă, da? 6. Fiul intenționează să facă ceea ce este imposibil. Deci chiar în momentul morții Domnului Iisus,
încearcă Domnul Iisus să facă lucrul ceea ce știe El că e imposibil. El știe că nu toți vor crede, El știe că Tatăl i-a ales numai pe aia care vor crede, conform teoriei arminiene, da, preștiut. El știe că sunt oameni care niciodată nu vor auzi, ei știu că sunt oameni care n-au auzit înainte și nu vor auzi. El știe că în mare parte jertfa lui va fi un faliment și totuși încearcă să facă ceva ce știe sigur că nu o să se realizeze. Mie o asemenea concepție despre Domnul Iisus Hristos îmi produce fiori. Eu nu pot, mi-e greu să rostesc când predic asemenea lucruri, asemenea idei, asemenea lucruri care fac ca toată lucrarea Sfintei Treimi să fie o confuzie, un haos și o contradicție totală între Tatăl cu Tatăl, între Tatăl cu Fiul, între Duhul Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. O contradicție totală între ei. Vrea una, alege alta, preștie ceva, hotărăște altceva, deci o contradicție totală. 7. O altă observație. Duhul cheamă pe toți oamenii, că zice, dacă a murit Iisus pentru toți, trebuie să-i cheme pe toți. Îi cheamă pe toți, dar falimentează. Știți de ce? Că la mulți nu avunge Evanghelia. Dar El îi cheamă. Mă întreb, eu vă întreb pe dumneavoastră, cum îi cheamă în primul rând, cum îi cheamă dacă nu avunge Evanghelia la ei și de ce îi cheamă dacă ei nu pot să creadă? La ce îi cheamă? Deci Fiul moare pentru toți și atunci unii vor zice, dar nu îi cheamă pe toți fiindcă noi nu le predicăm Evanghelia. Deci Fiul moare pentru toți, dar ei n-au nicio șansă ca să fie mântuiți prin jertfa Fiului. Înțelegeți? Deci moare Iisus pentru fiecare în parte, dar mulți nu aud nimica. Și Duhul Sfânt nu-i poate mântui. Ar vrea să-i mântuiască sau nu poate? Unii zic nu, că Duhul îi poate mântui și fără să audă de Domnul Iisus Hristos. Tot pe baza jertfei, dar fără să audă de El. Deci aici e contradicție, da? 8. Duhul cheamă și oameni pe care Tatăl nu i-a ales. Sau nu i-a preștiu că vor crede. Deci imaginați-vă într-o sală de 100 de oameni când se predică la evanghelizări. Vine Duhul Sfânt, vântul Duhului Sfânt care suflă încotro vrea. Și Duhul Sfânt știe că în sala aceea nu este niciunul ales la mântuire. Și El îi cheamă pe toți, îi cercetează pe toți. Îi imploră pe toți să vină la mântuire. Știe că Tatăl nu i-a ales pentru că nu i-a ales pe baza... Nu i-a ales, fiindcă ei nu cred, da? Dar Duhul încearcă să facă ceva cu ei, da? Da? Îi cheamă știind foarte clar și că ei nu vor răspunde. Și că ei nu vor răspunde, da? Acum, în încheiere vreau să mai fac o afirmație. Dumnezeu a știut din veșnicie că mulți erau deja morți și despărțiți de El la momentul morții Domnului Iisus Hristos, fără nicio speranță în momentul morții Domnului Iisus, da? Și că miliarde de oameni vor muri și după aceea, fără să audă cel mai scurt cuvânt din expunerea Evangheliei, da? Și întrebarea este, în ce fel putem spune că intenția sa a fost ca ei să fie mântuiți în asemenea condiții? Asta este întrebarea. Credem noi în mod sincer că Dumnezeu din veșnicie, când a plănuit să-L trimite pe Iisus atunci când L-a trimis să moară, știind că murți până la punctul morții Domnului Iisus, erau deja morți, despărțiți de Dumnezeu fără nicio șansă, mulți de după aceea nu vor auzi Evanghelia, sunt mulți, din 7 miliarde, 2 miliarde de oameni să audă Evanghelia, sunt foarte mulți. Foarte mulți. Dar nu vorbim 2, 2, 3, foarte mulți oameni. Dumnezeu știe că și înainte de moartea Domnului Iisus și după moartea Domnului Iisus vor fi oameni care nu vor avea nici o șansă. Și vreți să-mi spuneți mie, cei care cred în ispășirea universală, că Dumnezeu în mod sincer, ascultați-mă, în mod sincer a vrut, a dorit, a intenționat și a plănuit să-i mântuiască? Asta este o bajocură. Asta este o bajocură. Dumnezeu care știe că ei sunt deja la momentul ăla despărțiți de El, Dumnezeu atunci vroia să-i mântuiască? Dumnezeu este atemporal. Dumnezeu nu este în timp și spațiu. Dumnezeu intenționa atunci prin jertfa Domnului Iisus să mântuiască fiecare om pentru care murea Iisus și care au trăit înainte de El și după El. Niciodată așa ceva. Niciodată așa ceva. Niciodată așa ceva. Din ceea ce observ în Sfânta Scriptură și toate conceptele, în special dacă înțelegem doctrinele Sfintelor Scripturi, doctrinele Sfintelor Scripturi, conceptele teologice, de legământ, de mare preot, de legământ veșnic, de toate conceptele și doctrinele principale din Sfânta Scriptură, sub nicio formă nu poți ajunge la doctrina ispășirii universale. Dacă ești consecvent, da, dacă ești consecvent, și spuneam la un moment dat la începutul unor fraze, dacă ești consecvent, atunci vei afirma ce a afirmat aseară într-o discuție un băiat a unui frate pastor, un băiat foarte citit, foarte studios și el predicator și a spus Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru nimeni în mod specific. Asta este o, domnule, asta este o doctrină consecventă. Aproape eretică din punctul meu de vedere că, domnule, dacă n-a murit pentru nimeni, a murit numai să facă posibilă, da, mântuirea. Asta vă pot da prin screen-ul. Nu a murit pentru niciun om în mod specific. Ăsta este arminianism consecvent. A făcut o mântuire acolo, dacă o vrei, tată, du-te și ia-ți-o. Mă întreb ce siguranță a mântuirii poți să ai dintr-o asemenea ispășire. Dacă
Dacă Domnul Iisus a murit în același fel pentru Iuda și pentru Petru, mă întreb ce siguranță putea să aibă Petru. Dacă Domnul Iisus a murit pentru oameni care acum sunt în iad, mă întreb ce siguranță poți să ai tu și eu. Ce rost mai au cuvintele lui Pavel? Cine va osândi? Iisus a murit, ba mai mult! Să la dreapta Tatălui mijlocește pentru noi. Și spunem și dacă mijlocește ce? Nu mijlocește pentru alții care sunt în iad? Nu are nicio logică încurajările lui Pavel și siguranța pe care ne-o dă Pavel. Bă, Pavel, tu ne crezi pe noi proști? Noi nu știm că sunt miliarde de oameni în iad pentru care a murit Iisus și care n-au crezut în El? Ce siguranță ai că Iisus mijlocește pentru noi? O mijloci pentru mulți alții care au ajuns acolo. Iisus mijlocește acum la Tatăl pentru oameni despre care știe că se vor duce în iad și pentru oameni pe care Dumnezeu îi va trimite în iad. Tată, te rog, mântuiește-i. Îmi pare rău, te-ai rugat degeaba, nu te pot asculta. Asta e aproape de blasfemie, da? Pentru mine e ispășirea universală, că Iisus a murit pentru fiecare individ în parte, duce în foarte multe direcții care se apropie pentru mine personal de blasfemie. Eu personal nu pot crede așa ceva, nu văd în Biblie așa ceva, nici din limbaj, nici din concepte, nici din doctrine și de aceea cred că este foarte important, cred că este foarte important să ne fie clar că Domnul Iisus a murit pentru noi. Aleluia, amin.